Oficialii de la București vor ca elevii să revină în bănci începând cu semestrul al doilea. Decizia finală va fi luată cu o săptămână înainte de începerea cursurilor. Medicii atrag atenția că până atunci, cât mai mulți elevi ar trebui să facă vaccinul antigripal. Ei nu exclud faptul că un val de gripă obișnuită să se suprapună peste epidemia de COVID-19. În mai puțin de 3 săptămâni, elevii din zonele cu o rată mică de infectare vor reveni în bănci. Vestea a fost primită cu mult entuziasm de părinți. Medicii însă au o mare temere. Elevii ar putea să nu se infecteze cu coronavirus, însă ar putea face boli de sezon. De la Ministerul Sănătății au fost primite 43.826 doze de vaccin antigripal. Dintre acestea au fost administrate 38.422 doze, după cum urmează, 1.412 doze la personalul medical, 328 doze la copii cu vârste cuprinse între 6 luni și 3 ani, 363 doze la persoane rezidente în instituții de ocrutire socială și 36.319 doze au fost administrate la persoane cu afecțiuni cronice și persoane cu vârsta peste 65 de ani. În acest moment nu a trecut încă pericolul apariției unei epidemii de gripă care se poate suprapune peste o pandemie de COVID-19. Până acum, cazurile de infecții respiratorii și gripa nu au atins un nivel îngrijorător pentru că școlile au fost închise, dar acum medicii recomandă părinților să-și vaccineze antigripal copiii.